De ce ați venit aici, în fața sediului PSD, în această dimineață? Am venit pentru a depune o scrisoare deschisă, o avem aici la noi, o scrisoare deschisă către parlamentarii PSD, pentru a face demersurile la Ministerul Muncii, în așa fel încât legea 197 să fie aplicată în totalitate și nu parțial sau pe preferințe, așa cum se întâmplă acum. Să știți că se întâmplă asta în toată țara. Colegii de-ai noștri în același timp cu noi sunt la sediile PSD din țară, în Dolj, Hunedoara, Timișoara, Vâlcea, Mehedinți, Iași, pentru a le cere parlamentarilor. Și de ce PSD? Pentru că dacă Ministerul Muncii îl deținea, de exemplu, PNL sau alt partid, eram acolo la partidul respectiv. Noi am văzut cum stă treaba după greva foamei de la București, când printr-o adresă, printr-o circulară, pur și simplu au început să vină deciziile pe legea 197 și acum ne dăm seama că blocajul este de la Ministerul Muncii de la București și le cerem parlamentarilor PSD de Gorj, parlamentari care ne reprezintă interesele în Parlamentul României și în tot ceea ce privește politică și drepturi pentru oameni, le cerem să facă aceste demersuri. Este, dacă veți, un tot o formă de protest, un protest pașnic. Începem pe calea dialogului să nu spună despre noi că suntem, eu știu, că nu avem răbdare, deși răbdarea noastră a cam început să se termine pe... Mai sunt puțin, de fapt s-au împlinit 2 ani de când legea a fost publicată în Monitor oficial. Cu toate astea refuză și acum să o pună în aplicare. Trebuie să înțeleagă, și ăsta este un început, începem cu vorbă bună, pe cale pașnică, trebuie să înțeleagă că oamenii aceștia pe care îi vedeți în spatele meu, să știți că sunt mult mai mulți, vor fi coșmarul lor. Nu trebuie să ne ignore și să ne disprețuiască în continuare, și pentru că dacă vor începe campania electorală, alegerile, cu legea 197 blocată, eu vă spun că noi vom fi coșmarul lor. Îi vom urmări peste tot. Deci îi vom face să le fie rușine să iese din casă, pentru că nu vom accepta niciodată. Uitați, astăzi de ziua noastră, de ziua energeticienilor, noi venim și să le spunem să respecte o lege, să-și o aplice. Și trebuie să înțeleagă că nu vom accepta niciodată să respecte la virgulă o lege care ne închide locurile de muncă, legea decarbonării, pe care ei o respectă la virgulă, pas cu pas, dar când e vorba să respecte și legea care să le asigure un venit, niște venituri minime garantate, acestor oameni nu o respectă. Iar pentru asta noi vom lupta în continuare și le vom face coșmarul. Ei se vor culca noaptea cu legea 197 în cap și se vor trezi cu legea 197 tot în cap. Pentru că nu vor scăpa de noi. Uitați-vă. Și am aici, uitați, colegă de 57 de ani. Are peste 38 de ani de muncă. Am aici, uitați, coleg bolnav tot de 57 de ani. Cu aproape 40 de ani de muncă. Cum putem să acceptăm noi așa ceva? Să acești oameni să fie bolnavi și să fie nu știu, un program de când este vorba să le asiguri și să aplici o lege, pentru că practic noi nu le cerem ceva să înceapă de la zero. Noi le cerem doar să respecte o lege pe care ei au făcut-o, nu noi. Ei au votat-o, ei au adoptat-o, e o lege constituțională. Mai mult decât atât, e o lege pe care judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție le-au spus să o aplice, fără să modifice nimic la ea, dar cu toate astea, în continuare, vedem că suntem puși pe drumuri și nu vom accepta acestea. Ați găsit pe cineva aici la PSD? Nu este închis. Mai stăm puțin, nu știu, probabil... N-au program ca și noi. Mă gândeam măcar să fie cineva la secretariat, să depunem și noi o scrisoare, pentru că nu avem atât vrem să depunem o scrisoare și să depunem chiar, uitați, adresa asumată, uitați, antetul Casei Naționale de Pensii Publice și a Ministerului Muncii, este antetul aici, care spune cum trebuie aplicată legea 197, le-am și subliniat și ultima dată vă arătăm, uitați, ștampila și semnătura domnului Baciu, președintele Casei Naționale de Pensii Publice. Spunea în 2021 modul de aplicare și modul de calcul a acestei legi. Asta atașem noi să respecte practic ce și-au asumat ei și scrisoarea noastră deschisă de la început este o zi simbolică, ziua energeticianului, în loc să acești oameni, ultimele generații până la urmă de
lucrători din această activitate, pentru că tot ne-au pus pe un program de închidere și tot au luat miliarde de euro pe necazurile noastre, venim de ziua noastră să le spunem să respecte o lege, o lege pe care ei au făcut-o și ei au adoptat. Cei din conducerea companiei vă transmit pe rețelele de socializare la mulți ani și vă mulțumesc. La mulți ani. Acum nu știu cum sună acest la mulți ani. Probabil vor mai exista energeticieni și le vor mai spune la energeticieni în țara asta, dar la niște oameni care lucrează pe niște parcuri fotovoltaice sau pe niște grupuri pe gaze, dacă se vor face și acelea tranzitorii. Trebuie să fie clar, prin legea decarbonării au închis activitatea de producere a energiei electrice pe bază de cărbune, prin această lege a decarbonării. Deci suntem ultimele generații de salariați care mai lucrăm în această activitate. Eu îi rog prin intermediul dumneavoastră să nu-și bată joc de acești oameni, pentru că vom fi coșmarul lor. Nu vor scăpa de noi, îi vom bântui până când vor pune legea în aplicare. Să fie clar lucrul ăsta și uitați, începem cu vorbă bună. Pentru că tot așa am început și să nu se mai mire când vom ajunge să facem greva foamei pe la București, când le va fi lumea mai dragă. Când vor, poate chiar în ziua alegerilor parlamentare sau poate chiar în ziua alegerilor prezidențiale. Nu vor scăpa de noi, cel puțin cei care mai avem demnitate în județul ăsta și nu ne-au genunchiat prin tot felul de, eu știu, de metode, vom lupta până la capăt, vom fi coșmarul lor și o să vedeți asta. De faptul că sunt oameni la noi în termocentrală care n-au văzut producția și care beneficiază de această lege, iar noi, cei care muncim direct în producție, și nu beneficiem de ea. Nu știu dacă este corect așa ceva. Muncesc de atâția ani, numai pe vagoane, numai în praf, numai în frig, numai în căldură. Dumneavoastră ce faceți concret? În ce constă activitatea dumneavoastră? De șef de manevră. Și muncesc, am muncit acum, nu mai pot să mai muncesc. Pentru bărbați? Este și pentru bărbați, mai mult pentru bărbați. Și manevram vagoane, dar am lucrat și noi femeile. Câți ani ați lucrat? În meserie 35 de ani. În meseria aceasta de manevrant și șef de manevră. 35 de ani am tot acești ani. Și nu știu dacă e corect. Care cei n-au văzut producție deloc, n-au pus piciorul în această, unde se spune că e producție și beneficiază de această lege. Iar noi cei care muncim, toți de aici care suntem muncim, să nu beneficiem de această lege. Nu știu dacă e corect. Acum să decide ei, dar nu știu dacă e așa corect. Cum preconizează ei că e corect și noi să stăm să suntem oameni bolnavi, am muncit, am piciorul rupt, am de toate bolile le-am făcut la Turceni și acum să nu pot să beneficiez de această muncă. Am fost bolnav de prământ din cauza că am intrat în tunelul de dezgheț. Și ca să nu merit nimic, nu știu dacă e bine. Dacă nu s-ar aplica reducerea vârstei de pensionare, dumneavoastră ar trebui să vă pensionați abia peste vreo 5 ani. Aproape, da. Nu chiar până peste 5, dar... Compania s-ar putea să nu mai... Nu e vorba de companie, e vorba că nu mai suntem sănătoși. Deci nu mai putem munci, că un om sănătos poate să muncească oriunde, dar dacă nu e sănătos, unde mai muncim? Unde mai putem munci dacă nu e sănătos? Facem de 30 de ani... Care e numele dumneavoastră? Vlădău Polina. De 30 de ani ture de noapte. Când ies din tura de noapte, vă rog să mă credeți, pur și simplu sunt ca un om beat. Deci nu, stau pe dunga patului, mă trezesc, stau pe dunga patului și nu pot să fac absolut nimic în ziua respectivă. Pentru că mă simt rău. Deci ăștia sunt condițiile. Muncim în praf, de cărbune, de 30 de ani aducem navete de pe stacadele de descarcă și noi am vrea să facă ceva cu legea asta. Deci tot ce e la CFU, în afară de mai puțin mecanicii de locomotivă, noi suntem, nu beneficiem de această lege. De asta ați venit aici. De asta am venit aici și să obținem toate drepturile care sunt specificate în legea respectivă. În legea 197. Cum vă numiți? Nicoluș Marian. Locul nostru e pe vagoane. Suntem șef de manevră, dar nu suntem la birou. În fișa postului scrie clar. Dacă se vede că scrie ce face. Manevranță șef de manevră. Ce faceți concret? Concret, luăm navetele din gară, le verificăm, ne suim pe ele, le ducem pe stacadă, le descărcăm, facem manevră pe stacadă cu descărcători, aia facem. Aia. Și stăm pe vagoane, locul nostru pe vagoane, nu pe locomotivă. Noi care suntem șef de manevră am preluat și funcția de ajutor mecanic.
Deci avem și funcția asta. Și tot nu ne bagă pe noi. Și nu beneficiază. Nu, că nu recunoaște meseria. Nu știu ce face mai. Avem fișa postului, dar scrie clar ce face. Nu știu de ce nu se vrea. De câți ani? Eu am 56, lucrez de, merg pe 38 de ani. 38 de ani în, da, da, în, da, minerit. Da, în energie. Mulțumesc.